Un subiect dezbătut la nivel național în ultimele zile a fost amânarea vaccinării profesorilor. În Mehedinți, până în acest moment, nu s-a luat în calcul acest lucru, întrucât dozele de administrare sunt suficiente pentru persoanele eligibile în etapa a doua. Ba chiar mai mult, cadrele didactice cu boli cronice au început deja să se vaccineze. Deși la nivel național vaccinarea prioritară a profesorilor s-a amânat după 6 februarie din cauză că nu sunt suficiente doze de vaccinare atât pentru cadrele didactice cât și pentru persoanele de peste 65 de ani, cele cu boli cronice, Mehedințul nu se confruntă cu o astfel de problemă. În prezent nu se ia în calcul amânarea vaccinării profesorilor. La nivelul județului, cadrele didactice cu boli cronice au început deja vaccinarea, iar dozele sunt suficiente pentru toate persoanele eligibile în etapa a doua. A început vaccinarea în rândul profesorilor? Sigur că da, vaccinarea nu este determinant pentru începerea școlii, ca să știți asta. Vaccinarea pentru profesorii care au boli cronice a început de săptămâna trecută, eu sunt vaccinată, să știți, și nu există în momentul actual o informare oficială pentru amânarea vaccinării cadrelor didactice. De altfel, mâine, 29 ianuarie, între orele 12 și 14, se va organiza o întâlnire online, un webinar dedicat personalului din învățământ, dar și tuturor celor care au nevoie de o informare corectă în ceea ce privește școala. Webinarul de mâine este organizat de Ministrul Educației în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Comerțul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea. Obiectivul acestei întâlniri este informarea corectă în ceea ce privește dezvoltarea activităților școlare în actualul context social.